Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la episod. Astăzi vorbim cu Odina Morar despre muzică, talent și pasiune. Cum și-a legat viața de acest domeniu, de domeniul muzical, dar și ce vise are, aflăm în ediția de astăzi. Dina, te salut și bine ai venit la TV Nord. Bună ziua și bine v-am găsit. Pentru început, ca să te cunoaștem mai bine, ca să aflăm când ai reușit tu să-ți legi destinul cu muzica, te rog foarte mult să-ți aduci aminte de acea primă oră de canto la care ai mers, fie ea în școală, fie ea acasă, de ce nu în fața oglinzii, și cine te-a îndrumat, cine a fost cel care te-a sfătuit să o faci, să faci acest pas important? Bună ziua și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație, o mare plăcere și o mare onoare pentru mine. Consider că fiecare copil are tangențe cu arta din fragedă copilărie. Eu am fost interpretă fără ca să știu cumva, nu știu, atunci nu mi vine ideea că cânt și îmi place asta, dar o făceam cumva, nu știu, în fața oglinzii cu parfumuri, cumva aveam ceva instrumente, să zic eu, considerându-le ca microfon și des mă vedeam în fața oglinzii, dar viața mea artistică a început în clasa 5-a, când mama m-a înscris într-un cerc dramatic, cerc care se ocupa cu actoria. Și atât din clasa 5 până în clasa 9 am făcut ore de actorie. Cumva pentru mine asta așa a fost, nu știu, o ocupație extraordinară, atât de mult m-am implicat în acest cerc, că am zis că pe viitor neapărat voi deveni actriță. Și în clasa 9, când a fost înmânat diploma de finisare acestui cerc dramatic, nu știu, m-a observat un domn care era oaspetele la noi acolo, la careul de absolvire, și evident că în clasa 9 eu am interpretat o piesă, știți, ca la sfârșit de an, sfârșit de gimnaziu. Respectiv, acest domn m-a recomandat aici profesorilor de aici de la Bălți să-mi continui studiile la liceul profil arte. Aici erau profilul muzică, actorie și desen. Pictură. Am zis că neapărat vin la actorie pentru că asta e meu și îmi place foarte mult. Am venit și, din păcate, erau foarte puțini la actorie. Zic, ce fac? Rămân la muzică, pentru că o altă variantă nu era pentru mine. După asta a început prima tangență cu muzica în viața mea, la nivel mai serios, mai profesionist. Cred că își trezesc niște amintiri. Multe amintiri, da. Multe amintiri. Ce să zic, probabil sunt fericită și recunoscătoare până în ziua de astăzi că am avut norocul de profesoara mea de canto, prima mea profesoară, Ana Glebov, datorită căreia astăzi sunt alături de artă, sunt alături de muzică, sunt alături de frumos. Și, nu știu, probabil de atunci a început viața mea profesionistă în muzica clasică. Ca să mai depănăm un pic de amintiri, hai să ne aducem împreună aminte prin ce etape ai reușit să treci tu în această lume frumoasă a artei, a muzicii, începând de la primele ore, de la prima ta profesoară și până în ziua de astăzi. Presupun eu că au fost și urcușuri, dar și coborâșuri. Da, au fost de toate. Eu, de fapt, sunt un... ca zodie, sunt un rac, de ce întotdeauna fac un pas bine, frumos, elegant înainte și doi, grațioși, în urmă. De asta, cumva, toate concursurile la care nu am trecut preselecția sau cumva nu am luat, nu știu, o mențiune, m-au marcat negativ. Și asta, prin toate concursurile, am trecut cumva dureros. Nu că aș fi cea mai bună, dar cumva emoțiile negative m-au stăpânit prea mult. Și de asta am zis că nu particip mai mult la concursuri. Am să fiu activă în activități. Și faptul că sunt invitată la foarte multe concerte, evenimente, înseamnă că eu totuși ceva pot. Și mă bucură. Ce evenimente te-au marcat
cel mai mult în toată această perioadă? Un concert sau o invitație care și-a lăsat amprenta în memoria și, de ce nu, în inima ta de artist? Mai menționez odată că zodia mea mă reprezintă foarte mult și emoțiile mele sunt într-atât de mari și într-atât de sincere și într-atât de evidente că orice eveniment nu trece pur și simplu prin mine. El trece cu toată firea, cu toată inima, cu tot sentimentul. Și dacă e să zicem de un eveniment sau de un concert așa de anvergură, cred că a fost concertul din Sankt Petersburg, care a fost în 2018, vara. Pentru prima dată am fost la o scenă într-atât de mare, cu un număr numeros de ca public și a fost ceva, nu știu, foarte emoționant. Sigur că eram și pe atunci prea tinerică, să zic eu așa, și experiența mea artistică era încă la început. De asta nu eram prea mulțumită de ieșirea mea în scenă, dar totuși a fost o experiență foarte frumoasă. Și m-a marcat. Dar dacă să vorbim un pic despre latura profesională, profesionistă, da. Ce genuri muzicale sunt ale tale? Ce cânti de obicei? Cânt atât muzică clasică cât și muzică ușoară. Și să mă întrebe cineva, hai Dina, cu ce te lansezi? Care este piesa ta? În ce gen de muzică? Să știți că nu pot să fiu, nu știu, cumva strict în părere sau să-mi aleg foarte clar tendința. Ambele îmi sunt aproape de suflet. Cui îi ești recunoscătoare pentru ceea ce ai obținut la momentul de față în cariera ta muzicală? Cui? În ansamblu, începând de la Dumnezeu, părinți, profesorii mei de la universitate, de la liceul Profil Arte Ion Creangă, aici din Bălți, Universitatea de Stat Aleco Rusu din Bălți, profesorilor mei, le voi fi recunoscătoare toată viața, pentru că ei m-au promovat, m-au educat, m-au învățat și asta o duc cu mine și voi duce pe tot parcursul vieții. Dacă e să continuăm discuția noastră, dar ținând cont de tot ce se întâmplă în jurul nostru, dar în toată această lume a frumosului, a muzicii, să-mi spui, te rog, ce lipsește acestei lumi culturale, lumea muzicii în țara noastră, de ce avem nevoie și poate din lipsa a ce artiștii din țara noastră, tinerii artiști, renunță la drumul pe care urmează să-l parcurgă. Sunt multe carențe aici la noi. Probabil o să încep de la ceea că trebuie să fie clar că noi, oamenii de cultură, trebuie să promovăm cultura frumoasă. Să promovăm artiști profesioniști. Să organizăm concursuri și aceste premii sau locuri să fie pe merit, să fie bine meritate. Probabil banii pe care trebuie investiți în aceste concursuri la fel să fie cumva accesibil pentru participanții noștri, pentru că deseori ne ciocnim cu prețuri prea exagerate și copiii nu pot să participe. Sau rămân dezamăgiți, la fel ca și mine cândva, de aceste concursuri care nu sunt la justa valoare sau nu sunt pe dreptate într-un fel, nici nu știu cum să zic. Și iarăși tematica, cumva noi trebuie să promovăm cultura noastră frumoasă. Pentru că, reșind din ceea ce se promovează acum pe rețelele de socializare, nu știu ce educație, ce exemplu dăm generațiilor care vor veni. Și asta ne sperie. Pe mine personal asta chiar mă lasă fără cuvinte. Dar observ cumva din cei care vin din spatele tău, mă refer la copiii, la tinerii talentați, că au o viziune nu chiar curată, nu chiar corectă referitor la ceea da? Ce îi așteaptă? Ce aveți în vedere? La concursuri? La concursuri, la dorința de a se manifesta, la felul în care vor să învețe să cânte, la felul, la muzica pe care vor să o facă. Sigur, copiii în ziua de astăzi sunt foarte direcți. În ceea ce simt, spun asta despicat, că noi nu avem nevoie, pentru ce să fac eu piesa asta cumva mai complicată sau mai tristă, dacă poate să fie o piesă foarte neînsemnată și foarte bine apreciată. Cumva, da. Totuși, tendințele de astăzi își pun amprenta pe părerile copiilor. Da. Dacă e să vorbim despre viitor, ce-ți dorești
în viitorul apropiat să obții? Este întrebare iarăși care ajunge până în sufletul meu. Ce îmi doresc? Este prea mult să cer să fiu o interpretă binecunoscută în toată țara, dar de ce nu? Ar fi minunat pentru mine. Dar așa mai cu picioarele pe pământ, vreau numai decât să am un concert al meu solo. De mult mi-l doresc și spre asta tind. Mulțumesc foarte mult și mult succes în continuare. De asemenea și dumneavoastră vă mulțumesc că m-ați invitat aici la platoul dumneavoastră. Seara pe deal, buciumul sună cu jale. Turmele urc, stelele scapără în cale. Apele plâng, clare zvorând în fântâne. Sub un salcâm, sub un salcâm, dragă, mă aștepți tu pe mine. Sub un salcâm, sub un salcâm, dragă, mă aștepți tu pe mine.